Zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. Bine ați venit la o nouă emisiune Zbor deasupra unui cuib de căuci. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vom descoperi fațetele ascunse ale unei meserii mai puțin cunoscute. Alături de mine se află colegul meu, Cristian Nicolae, căuci ca și mine, și un invitat care va aduce o lumină nouă asupra meseriei de căuci. Alexandru Filipide se ocupă cu comunicarea, gestionarea timpului, resurse umane și are două mari pasiuni, lumea medicală și învățământul. Are 40 de ani, este de asemenea profesor de limbă și literatura română și a predat și la un seminar teologic. Alexandru, bine ați venit printre noi, faceți o grămadă de lucruri interesante, dar cine sunteți de fapt dumneavoastră? Ne vă mulțumesc mult pentru invitație în primul rând. De obicei mă prezint ca fiind un umil dascăl, dar un dascăl Aș îndrăzni să spun un pic mai modern. Sunteți un pasionat de, al chestiunilor legate de învățământ? Ce se întâmplă din acest punct de vedere? Aș putea să spun că din pasiune mi-am făcut o profesie, și că atunci când uh, faci o profesie, o urmărești pas cu pas. Uh, deseori le spun uh, cursanților, uh, ați venit aici, mulți dintre voi nu o să aflați nimic nou, pentru că nici nu știți câte știți. Meseria trainerului este doar de a vi le structura în așa fel încât să le conștientizați. Pe partea de coaching, am lucrat în diverse proiecte, nu de unul singur, și am constatat că se pot aplica anumite principii și în activitatea didactică. Pentru că ceea ce le lipsește tinerilor, mai ales din anii cu probleme, cum ar fi clasa 12, da? vine examenul de bacalaureat, sau din anul cu licență la facultate, este exact problema de ce facem cu viața noastră, cum luăm niște decizii, cum acum găsim niște soluții. Scuzați că vă întreb puțin, dar mă uit la băiatul meu care acum a intrat la liceu, în clasa nouă, M-am uitat și eu ce făceam în clasa a șasea, a șaptea, a opta, la disciplinele pe care le făcea la școală și m-am cam îngrozit, drept să vă spun. Adică nivelul cunoștințelor care li se predă, mi s-a părut foarte, foarte ridicat față de ce am învățat noi în școală, dar haideți să nu intrăm în asta. Da. Pe vremea mea eram, nu știu cum, poate mai bine, mm -hmm. poate mai rău, nu ai, nu ai ce problema. Problema este că am avut senzația că sunt bombardați efectiv cu foarte multă informație și văd în comportamentul copilului meu, este saturat de informație și numai în momentul în care se întoarce acasă și are o vacanță, începe să redescopere practic viața, să-și pună întrebările fundamentale, până la urmă încotro merg și ce fac cu toate lucrurile Exact, astea. exact. Vedeți diferența de modalitate din care învață un copil față de un adult. Copilul învață în general de frică, de frica părinților la început, de frica examenelor, de frica și așa mai departe, să promoveze anul, să... de frica licenței. Pe când adultul învață numai pragmatic, dacă simte că îi folosește la ceva. E bine, această întrepătrundere a celor două ramuri fundamentale ale pedagogiei trebuie aplicată și în domeniul formării ă, școlarului, a formării liceanului și a formării studentului. Să simtă că îi folosesc acele informații. Și asta reprezintă o schimbare care nu se adresează publicului din învățământ, ci formatorilor, adică profesorilor. Ei trebuie să deprindă această artă și anume să transmită nevoia, să transmită, ai nevoie de informațiile astea pentru că îți folosești la ceva anume îți folosesc la asta, asta și asta ați prezentat așa coaching ca un fel de moșire da, da? a ideilor, a Moșime, soluțiilor așa cum Socrate moșea da. ideile, în da. dialogurile lui da, căuciul moșește, ce moșește căuciul? oamenii trebuie ajutați să își structureze foarte bine informațiile pe care le au să-și structureze, să-și planifice activitățile, bineînțeles un coach niciodată nu o să spună fă așa că așa e bine dar te ajută în așa fel încât să ajungi tu însuți la concluziile pe care oricum le ai în interiorul tău. Deci da, de am spus, parafrazândul l pe Nikita, că e ca o moașă care ajută să vină pe lume ideea, care ajută să vină pe lume o decizie la un moment dat, că o decizie bună rea este o decizie. Cel mai rău lucru este să, ne, să rămână omul respectiv, să învârtă în acea buclă decizională la nesfârșit. Paralyze by analyze, într-un final. Adică să paralizăm tot, da, a, tot, analizăm, tot analizând și a, neavând capacitatea, curajul, curajul, ăsta e un cuvânt foarte important și cu o greutate foarte mare, curajul de a lua o decizie într-un final, de a ne asuma. Tinerii, fiind obișnuiți cu acest gen de asumare a propriilor decizii, fie în, în partea de școală, fie în partea de facultate, mai târziu după ce termină, au această stare totală de debusolare. Adică, doamne, și acum ce facem? Până acum eram într-un sistem bun, erau părinții, ce fac mai departe? Că nu sunt locuri de muncă. E foarte ușor să dai vina pe sistem, pe diverse chestiuni, că nu există, nu se face, nu, nu, se poate și așa mai departe. E, lucrurile nu stau chiar așa și asta este o abordare foarte destructivă în managementul carierei unui om, adică de a da vina pe contextul general, și de a nu ați asuma viața în propriile mâini. Ei, un profesor antrenat în zona aceasta reușește într-o perioadă de timp să-i nășească și să-i moșească aceste idei care țin de managementul și de cariera lui viitoare. Știm că sunteți implicat în programe în care chiar vă ocupați de tineri 17, 18 sau da. chiar mai târziu apropo da. de terminarea facultății vis-a-vis -vis de proiectarea unei cariere, de găsirea acelei uh, pasiuni din care să-și facă profesie ca și dumneavoastră? Cum funcționează, cu cine faceți lucrurile astea? Păi, în primul rând, funcționează prin comunicarea cu omul respectiv. Uh, noi folosim acest cuvânt uh, la ordinea zilei, este total demonetizat, dar înțelegem foarte puțin din, uh, din comunicare, deoarece, mai ales în instituțiile de învățământ, comunicarea e în general pe o singură direcție, de la magistru către discipoli ca să folosesc așa niște, niște termeni foarte prețioși. Adică a zis prof așa, așa a face. zis prof așa, așa, se face. Sau munca cu tufa. Tufa aia, tufa aia, tufa aia. Este foarte simplă. Dar comunicarea este o șosea pe ambe, de ambe direcții. Nu este cu sens unic. Asta încă nu am învățat noi dascălii, nu mai poate exista un pedagog al anului 2020, să zicem, cu o pregătire psihopedagogică a anului 1965. Asta e o surpriză. Tu știai, Mirel, chestia asta că oamenii se pregătesc pe o bază foarte informațională învechită. foarte învechită? Am avut senzația tot timpul că baza e învechită, dar nu mă așteptam să fie atât de mare, mare discrepanță. Tipul magister, tipul discipol și păstrează... diverse sisteme de a preda anumite structuri noționale cam asta este în linie mare, iar partea de psihologie este destul de limitată. Păi nu credeți atunci că e prea mare saltul dacă baza psihologică a cadrelor din educație, să spunem, este la nivelul anilor '70, un salt către coaching nu e prea dintr-o dată, prea mare. Pentru sistemul educațional din modul România? Modulul psihopedagogic, de exemplu școala de filologie, se întinde pe toată durata studiilor. Deci începând cu, nu știu, să zicem în anul întâi, o abordare de genul haideți să vedem care sunt principalele bariere în comunicare, ce e de fapt comunicarea între profesori și... Dar chiar, care e rădăcina cuvântului comunicare? Ha, rădăcina cuvântului comunicare, a zice că o definește extraordinar de frumos Constantin Noica, care spune a comunica înseamnă a cumineca. Cuminecătura, cuvânt arhaic românesc, însemna Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie. Adică de a te împărtăși cu celălalt. Extraordinar. De aici este structura metaforică, în rest cuvântul vine din latină. Venit pe filieră franceză în secolul XIX în limba română. Dar vechea formulă era cuminecare, care însemna împărtășirea cu divinitatea. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Dacă am avea și eu o baghetă magică și am dat puțin din ea și ne-am imaginat că în școli s-ar introduce deja noțiuni de coaching pentru elevi și pentru studenți, cum s-ar petrece lucrurile? De exemplu, eu am făcut un test la un moment dat, fără să explic conceptul, fără nimic, am făcut o analiză SWOT pe problemele copiilor, bine, Le le spun copii pentru că și în clasa 12-a, mă rog, ei sunt încă copii chiar dacă sunt la granița aceasta între adulți și copii. Uh, au obținut niște revelații fiecare extraordinare. Ați spus o analiză? O analiză SWOT a problemelor lor, adică care sunt punctele lor tari, care fiecare în parte și-a făcut, care sunt punctele lui slabe, ce oportunități are, ce amenințări are pentru viitor. Ei se pregăteau pentru bacalaureat și să dea la o facultate, evident. E, uh, chestiunea asta absolut banală și în toate școlile de management e un fel de piatră de început ea nu trebuie să rămână numai în partea asta de administrație ea este aplicabil în orice domeniu este aplicabil în orice moment al vieții fie că este legat de carieră profesie, dar și din probleme personale Așa, la un mod mai general, ce poate aduce coaching într-o țară ca România? Ce bube dor mai tare în această țară și cum pot fi ele vindecate? Din păcate acum cu scuzele de rigoare, că cu siguranță am o deformație profesională în zona educațională, dar o școală puternică va construi o Românie puternică. O școală slabă și o școală în care se petrec niște formalități și strict birocratice, adică trebuie să trecem pe acolo că trebuie să avem o hârtie, va duce la o Românie fără personalitate. Și o Românie extraordinar de slabă, mai slabă decât în vremea comuniștilor. Știu că sunteți pasionat de istorie și nu oricum. Pasionat, e un cuvânt prețios. Prețios, ok. Uh... Sunteți preocupat de, de istorie. Dacă ar fi să ne uităm în urmă. A fost o etapă în istoria României în care sistemul educațional uh, a arătat altfel, cumva mai bine? Eu nu sunt tributarul anilor trecuți și niciodată nu mă raportez. Atunci era pomenit, și acum e extraordinar de rău. Nu, eu consider că România se află în acest moment într-o etapă foarte avansată față de istoria sa. Din toate punctele de vedere. Dar nu pot să nu mă gândesc la perioada, să zic așa, de sfârșit de secol XIX: prin care vârfurile din diverse unități de învățământ erau trimise în străinătate pentru studii, dar nu trimise oricum, și anume existau niște agrimenturi, ca să folosesc un cuvânt la modă. Prin care, da, erau ajutați cu bani prin diverse burse, dar dacă nu se întorceau după terminarea studiilor, familia trebuia să achite costurile de școlarizare. Ceea ce mi se pare corect, adică totuși statul investește niște bani în formarea profesională a unui om și nu poate după aceea să-l lase, nu știu, să plece haihui, dar cu toate astea trebuie să-i asigure și o structură. Statul nu poate să-ți asigure ție loc de muncă că ai terminat nu știu ce facultate foarte complicată, cum ar fi să zicem automatica. Asta rămâne la tine să-ți găsești oportunități, soluții, să-ți faci anumite analize și, de asigur nu poți să îngrădești drepturile omului, libera circulație și piața muncii. Ar trebuie să... să admitem că există o risipă foarte mare în România, în sensul că în care spuneți statul investește cât investește da. în sistemul de învățământ și uitați-vă la migrația tinerilor da. către Europa Occidentală, Statele Unite, mă rog, spațiul occidental, se pleacă masiv. Da. În... Din păcate, cuvântul risipă este un eufemism. Pe partea medicală unde am activat parte, în ultimii ani, am constatat o hemoragie și o destabilizare, ca să folosesc tot un argo medical, hemodinamică, deși problema e foarte serioasă a sistemului medical, pentru că medicii pleacă, așa cum am spus, hemoragic în afara hotarelor țării, e drept că în comunitatea europeană, deci într-o țară mai mare din care facem și noi parte, dar hai să ne imaginăm că suntem în județul, nu știu, Călăraș și toți medicii ne pleacă în județul Ilfov sau în județele Limitrofe. Cam așa se întâmplă și la noi. Da, puțin, riscăm... mi-aduc aminte, acum 2-3 ani am făcut un reportaj la Facultatea de Medicină aici de la București, veniseră mai multe societăți care recurtau medici români și infirmiere personal-medical pentru Germania și Franța. Uh, și am fost foarte șocat când am văzut că după două zile, în două zile, acești oameni au recrutat din România 2.000 de medici, infirmieri, da. asistente și da, persoane da, medicale. Da. 2.000 de oameni pregătiți aici care au plecat să lucreze în, în Franța și în Germania. Este o realitate pe care o cunoaștem. Uh, pe lângă învățământ vă, vă pasionează și lumea medicală. Uh, ce v adus acolo? Colaborez cu lumea medicală prin contracte de formare. Am avut niște programe de training cu câteva spitale mari, cum ar fi, de exemplu, Spitalul Județean Brăila sau Spitalul Elisabeta Doamna din Galați. Training, când spuneți training în spitale, pentru ascultătorii noștri care nu, nu știu ce se întâmplă acolo, da. ce faceți practic acolo? Păi am avut un program, care a fost plătit de asigurători privați de pe piață. Aceștia vrând să-i aibă ca parteneri în procesul acesta complex al asigurărilor medicale, nu intru în detalii. Și atunci personalul medical, pe lângă anumită instruire de specialitate, trebuia să aibă și o instruire din domeniul, și vă dau titlul, atitudini și relații de succes în relațiile cu pacienții slash clienții. Adică, practic, ce se întâmplă? Adică, practic, cadrele medicale, fie șef de secție, fie simple infirmiere, trebuie să aibă conștiința clară că acel om care este un asigurat privat este un client și trebuie tratat ca atare. Noi nu avem încă cultura clientului, conștiința, nu, nu ne dăm seama, că cu toții ne suntem clienți unii altora la un anumit moment și sunt... Bresle care încă nu acceptă lucrul ăsta, așa cum am avut de exemplu o conferință foarte mare cu 500 de farmaciști în care am prezentat și eu un program iar colegul din aintea mea care folosea tot timpul termenul de clienți a iritat personalul din sală și a spus, dom'le, noi suntem farmaciști, noi nu avem clienți de, nu zău, dar cel care îți intră în farmacie nu Pacient. e clientul tău și tu la rândul tău ca farmaciști ești, ești clientul, nu știu, unui profesor privat, de exemplu noi încă asociem termenul ăsta de client Cu ceva peiorativ Încă nu avem această cultură a clientului Ea se vede peste tot De la serviciile banale Știu eu de la un restaurant Până la cel mai înalt nivel e, Și pentru că spuneam că Mă gândesc acum la Iorga Care spunea că vorbim mult și facem puțin Vă rog să-mi permiteți Tot așa ca o deformație profesională A unui filolog și am să vă spun că, până la urmă, în horbote de vorbe călite în ideal, furtuna din lăuntru se încheagă. Dar până se naște spuma pe coama unui val, se zbuci în adâncuri mare întreagă. Eu am propus de foarte multe ori colegilor, prietenilor mei care fac cam aceeași meserie ca mine, să facă și gesturi pro bono, așa cum am uh, făcut cu o echipă întreagă, prin uh, unități de învățământ, și să facă mici cursuri fie de comunicare în care să prezinte câteva soluții, cum ar fi să prezinte ce înseamnă să funcționezi, să gândești să-ți planifici lucrurile ce înseamnă ceea ce numeam o analiză SWOT sau ceea ce înseamnă să judeci o problemă în parametrii SMART cum să-ți planifici timpul și așa mai departe, să ai un, o viziune și un, o administrare bună a viitoarei cariere Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Ați spus, în niște cuvinte mai tehnice, o discuție în termeni smart, ce ar însemna? Adică să fie specifică, să fie măsurabilă, să fie adecvată într-o unitate de timp, să fie, în primul rând, realistă și tangibilă. A, paradigma de aici. Smart. smart. Să da, da paradigma smart. smart. Uh, lucruri care sunt chestiuni foarte, foarte vechi. Dar pe care le aplicăm foarte, foarte puțin. Eu am avut o mare bucurie, și vă dau un singur exemplu. Am avut un, o ședință aplicată la o universitate din București, la o facultate vocațională. Era un curs la facultate de teatru și era vorba de masterul acelei facultăți, unde se petrecea cam ce se petrece peste tot tinerii, studenții, mă rog, mai lipseau, mai veneau, mai nu știu cum, la prima ședință n-au vrut pauză, a trebuit să, pe două ore să întrerup că venea celălalt profesor la catedră, au plecat nu alături de mine, pentru că eram eu într-un fel anume, ci au plecat alături de noțiunile pe care le aflau de la mine și mai ales de felul în care le pot folosi. Deci există Pentru că simția, o curiozitate. o curiozitate, dar e o curiozitate pragmatică, adică simțeau că le folosește ceea ce spun. Nu că sunt niște noțiuni pe care ei trebuie să le rețină, că cineva vine la examen după aia și ascultă. ascultă. Le-am și spus, aici nu există răspuns bun și răspuns prost. Există doar răspunsuri diferite. Care este un alt principiu foarte important pe care va trebui să-l să înțelegem într-un timp și nu într-un timp îndelungat. Alexandru, au trecut 20. 25 de ani de când a căzut dictatura comunistă, asta înseamnă că o nouă generație va la România în mâinile ei Încotro se îndaptă tinerii din România, ce așteaptă ei de la o țară care până la urmă se recunoaștem nu le-a dat foarte multe În momentul de față tinerii din România își caută un viitor mai practic Un viitor în care bineînțeles să aibă rezultate ieri, ceea ce este tendința oricărui om dar în mod clar discursuri de tipul Acum veți învăța, veți acumula informații, veți acumula, veți face sacrificii și așa mai departe Acest discurs nu, mai este, nu că nu mai este agreat, dar oamenii se și feresc de genul ăsta Cred că deși conceptul de marile acumulări cantitative Duc la marile salturi calitative Deși conceptul este clar și funcționează Marile acumulări cantitative nu, nu mai trebuie să se facă în unități de timp enorme. Trăim într-o era vitezei, în special a vitezei comunicării. Nu mai poți spune unui tânăr că lasă, primii 25 de ani de activitate vor fi mai grei, după aceea vei ajunge și tu vei avea nu știu cum. Nu. Lui trebuie posibilitatea să aibă, posibilitatea financiară să-și cumpere o casă nu știu la, și să se bucure de o mașină de o casă la vârsta de 27-30 de ani, nu la vârsta de 57 de ani. Poate chiar la 20. Sau poate nu chiar la e 20. Drept. Am zis așa niște niște cifre. It's just numbers. Până la urmă, există comunicarea asta puternică cu lumea. Nu mai trăim într-un univers așa cum generațiile din perioada comunistă, asta era. Informația circula greu, încercam să imităm anumite structuri palid, dar acum nu mai imităm structuri din afară. Acum suntem parte din acele structuri. Și cred că. Clar, În mod clar, viitorul este al comunicării și uh, granițele, așa cum au căzut în comunitatea europeană, granițele între state și suntem totuși o țară în care uh, vorbim limbi diferite, deși de plâns plângem cu toții la fel uh, și avem cam aceleași probleme. Deși vorbim limbi diferite, cam gândim la fel și cam avem aceleași nevoi, cam avem aceleași aspirații, cam avem aceleași așteptări de la viață. Important e cum facem să să le și dobândim. Și aici În... intervine activitatea clară a profesorului. În ce scuze, dar îmi sună ca uh, și cu schimbarea e singura constantă. <laughs> uh, faptul că a spus uh, comunicarea e a viitorului sau a viitorului al comunicării da. comunicare din totdeauna, ca și schimbarea din totdeauna. Sigur că da. Sigur că da. Doar că acum viteza este mult mai mare, adică este instantanee. Eu cred cu putere în forța lumii virtuale și a educației virtuale. Eu însuși sunt pe anumite site-uri în care am anumite programe care pot fi accesate virtual. Nu mai e nevoie să strângi, nu știu, sute de oameni într-un loc cu cheltuiel, cu foarte multe eforturi. Acum se poate comunica prin mijloace moderne. Cu webinare. webinare. și așa mai departe. Sigur că da. Desigur, toate acestea reprezintă o barieră în comunicare, pentru că munca cu omul e nevoie de contactul cu el. Că e ca lumea scenei, trebuie să treci să, trebuie să trebuie sticla. Așa cum eu vă vorbesc acum și mă uit în camera de luat vederi, eu fac eforturi să trec sticla, fac eforturi să trec microfonul către voi. Asta e o, e o, mare, o mare subiect și un topic extraordinar, am putea vorbi mai multe emisiuni pe tema da. asta. Deci, credeți cu adevărat că în comunicare rămâne totuși esențial contactul fizic pentru că generațiile de care vorbim în această emisiune preferă întâlniri virtuale, cafenele virtuale. Da. Deci cumva ei nu au pierdut legătura cu ceva esențial, așa cum îl definiți dumneavoastră? Nu, sunt o altă lume și, nu știu, generația Sturm und Drang a romantismului german de început de secolul XIX era ceva de neconceput pentru părinților. Uh, și generația de acum reprezintă altceva. It's not good, is not bad, it's just different. Uh, iar uh, chestiunea cu contactul direct și cu contactul virtual, nu cred că există o ierarhie, ci sunt complementare. Și trebuie privite ca atare, pentru că partea virtuală ajută foarte mult. Nu este un op opozit al contactului direct cu publicul. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Da, vă scot și mi-aduc aminte de ziua în care băiatul meu, care are acum 15 ani, mi-a spus. Tati, să știi că eu, din ce învăț la școală, mai mult de jumătate din ce e acolo, îl găsesc pe internet, nici n-aș mai avea nevoie să mă duc acolo. A fost un moment în care am reflectat, mi s-a părut la început că, mă rog, eu un fel de a spune, aș vrea să am mai mult timp pentru mine, dar era ceva foarte pertinent în ce spune. Da, el. sigur că da, era ceva foarte pertinent, dar cine face managementul acelor informații? Cineva trebuie totuși să se ocupe de acest lucru. Desigur, în ziua de astăzi, majoritatea informațiilor pe care le aflăm, fie în sala de curs, fie în sala de training și așa mai departe, le găsim pe net. Bun, cine le structurează? Cine, mă rog, acum și pe internet circulă și o grămadă prostină, nu mai Deci filtru, filtru și managerul acelor informații. Cam asta trebuie să facă o bună parte din acti Cam acest lucru trebuie făcut de către profesorul din ziua de azi și din ziua de mâine. Trebuie să fie un bun manager. Să aibă aptitudini de genul ăsta. Ce vă frământă astăzi, de fapt? Care sunt întrebările care vă urmăresc și nu vă dau pace? Din domeniul meu de activitate mă frământă foarte mult nivelul scăzut. Au fost câteva generații, din păcate, cu un nivel foarte, foarte scăzut. Observ cu bucurie în ultima vreme o creștere. Uh, mă frământă foarte mult uh, felul în care cei care iau decizii în ceea ce privește sistemul de învățământ, în complexitatea lui, și aici nu mă refer numai la grădinițe, școli, licee și universități, tot ceea ce ține de partea asta formațională. Deci, mă frământă foarte mult capacitatea celor care iau decizii și care hotărăsc uh, bunul mers al acestei coloane vertebrale care este învățământul în organismul mare al unei țări și al unei societăți, cum anume, uh, care este proiecția lor peste, nu știu, peste 5 ani, peste 10 ani, dar și proiecția lor în imediată apropiere. Asta mă frământă cel mai mult. Sper uh, cu tărie că, printr-un fel sau altul, uh, oameni competenți vor ajunge la volanul acestei mașini enorme. Uh, și repet, nu sunt genul de om care să mă plâng ce s-a întâmplat în trecut, ce pe mine mă interesează foarte mult ce facem acum și ce se întâmplă în viitor și rezultatele. Și rezultatele, căci până la urmă despre comunicare putem să vorbim foarte multe, dar mie îmi place să apelez la o definiție, că, căci până la urmă în actul comunicării cel mai important lucru este rezultatul ei. Nu faptul că am transmis, că am codificat corect, că am folosit canale de comunicare și așa mai departe. Rezultatul ei. Asta e frământarea mea principală în ceea ce privește sistemul respectiv. Cea de-a doua este evident ca orice om suntem pe o piață deschisă. Dacă oamenii își găsesc, cum să zic, posibilități în afara granițelor, este normal să facă acest pas mi-e frică foarte mult de plecarea foarte multor valori din țară. Bine, ei nu dispar pentru că așa cum spuneam, deja lumea se închide prin partea informatică, prin partea virtuală. Deci faptul că pleacă un, nu știu, un profesor și predă în afară asta nu înseamnă că gata, el este tabula rasa pentru zona de aici din țară, nu. El poate fi găsit nenumărate, prin nenumărate posibilități. Poate voi și să facem noi din România o țară în care acestor oameni să le fie drag să se întoarcă. Cu siguranță camerea. se va întâmpla asta. Asta este un lucru care se va întâmpla sigur. Important e perioada de timp. Perioada de timp. Asta este problema de bază. Nu ne mai permitem să așteptăm zeci de ani. Alexandru, am vorbit în această emisiune despre învățământ, despre lumea medicală, despre coaching. O ultimă întrebare, ce sfat le-ați da ascultătorilor noștri? În general, ca orice persoană care activează în, și în domeniul acesta, căci suntem la un zbor deasupra unui cuib de coach, nu dau sfaturi în modul direct. Pot ajuta să-ți găsești sfatul tău. În general am câteva principii pe care funcționez pentru că și fiecare om își are principiile lui. Știți, până la urmă în viață absolut totul ne părăsește. Sau ne trădează, cum vreți să spunem. Până la urmă, și propriul nostru organism ne părăsește și ne trădează. Un singur lucru nu, nu ne trădează, și anume principiile. Uh, și cu, cum să zic, uh, cu acest gând al uh, structurilor și al uh, principiilor care îți structurează uh, un caracter, un fel de a fi, am trăit cam toată viața. Nu este un sfat, dar cred că fiecare om trebuie să-și găsească în sinea lui un set de valori pe care să le și aplice, nu doar să le declare, pe care să le și aplice. Alexandru, vă mulțumim că ne-ați fost alături din studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Alexandru Filipide despre coaching, despre lucrurile care dor în România, dar și despre cele care ne pot face viața mai frumoasă. Împreună cu Cristian Nicolae vă aștept vinerea viitoare de la 1 și jumătate la 2. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvățând în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România.